Conform datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, din totalul candidaților evaluați, 3901, 26,17% au obținut certificatul de utilizator experimentat, 30,09% certificatul de utilizator avansat, 33,79% certificatul de utilizator mediu, 9,69% certificatul de utilizator începător, iar 0,26% sunt fără calificativ. Acestora li se adaugă 1252 de candidați care și-au recunoscut proba cu rezultate din sesiuni anterioare sau și-au echivalat proba cu certificate ECDL sau CertiPro. Pentru susținerea probei D s-au înscris în județul nostru 4000 de absolvenți. Au fost prezenți 3901, iar 99 au absentat.